atunci mandatat și scris în poporul tău, în biserică ta, să vorbești, să cercetezi și să luminezi. Lăudat să fie numele tău! Lăudat să fie numele tău! Ia-ți locul de cinste! Ia-ți locul de drept în mijloc! Silo, copia! Fii! Este tot! Arată calea celor rătăciți și ține-ne pe cale pe cei mântuiți! În lumea asta e un singur izvor ce duce la Iisus, dar nu-i calea cu flori. Acesta drum cu spincei presăra s-a dus el mier de jertfă, s-a dus el mier de jertfă, s-a dus el pentru frate. O să el merită lăutat și cinstit, pentru că nu este dat oamenilor sub soare un alt nume în care trebuie să fie mântuiți decât în numele Lui. O binecuvântat să fie al tău nume. Noi calea largă și nu-s mulți pe ea, e foarte îngustă, de-o vei căuta. Pasul tău pe această cale-i pus, fii sigur că la capăt, fii sigur că la capăt vei bea pe Iisus. Ați văzut pe cine vom vedea noi la capăt? Cui slujiți? Pe cine lăudați? Sus, dacă vrei să vezi la fel. Aleluia! Nici pe Petru, nici pe Ioan Apostolul iubirii, nici pe Maria, mama Domnului, nici pe Luca, nici pe Pavel, ci pe El. Deci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Că cine n-are Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Și auziți, unul Ioan cu 10, se dă așa, cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața veșnică, virgulă, și cine nu l-are pe Fiul, n-are. Ce har ai și am că m-a chemat. Aleluia! Acesta drum, iubite, e drumul presărat cu lacrime și dor. Pentru ființa ta și pentru a mea a stat Iisus pe cruce, a stat Iisus pe cruce din îndealul Golgota. Ta și pentru a mea, cine a stat Iisus pe cruce, a stat Iisus pe cruce, din îndealul Golgota. Cui te închini? Cui te rogi? Este un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, scrie Biblia asta. La el au venit ucenicii. La el au îndrăznit Maria odată și au zis, nu mai este vin. Și au zis, femeie, ce-am vă face cu tine? S-a tras Maria spate și au zis, ucenicilor, de el s-a ascultat. Pe munte, la schimbarea la față, s-a auzit glasul Tatălui. Acesta este Fiul meu prea iubit. Auziți, în care îmi găsesc toată plăcerea.
virgulă de El s-a ascultat. Și auziți ce spune Iisus, veniți la mine. Suniți și împovărați că eu vă voi da o dignă sufletelor voastre. Veniți la mine. Eu n-am venit să chem la pocăință, auziți, pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Aleluia! Ne cheamă Iisus la El. O să fac. Aleluia! Aleluia! Spre rana Lui din pie, cu glasul Lui cel stins și-n cer, care de-atâta vreme tot mereu ne cheamă cu iubire, te cheamă cu iubire, o vino, dragul meu. Care de-atâta vreme tot mereu cheamă cu iubire, cheamă cu iubire, o vino, dragul meu. De 2000 și ceva de ani, glasul Lui strigă, veniți la mine. Oare vin oamenii la El? Acum când se spune de către creștinitate că sărbătorim Crăciunul, bine spune, dar nu pe El. Nu pe Domnul. Uitați-vă cine e în centru atenției de sărbători. Uitați-vă cine vine cu sania, cine vine cu darurile și în câmpia Betleemului. Oastea cerească striga și lăuda pe Dumnezeu.